și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Puterea la Feminin, realizată de revista Psihologie. Sunt Cristina Eremia, psiholog, coach și trainer și mă bucur să o am astăzi alături de mine pe Madi Rădulescu, un foarte bun și experimentat coach, trainer, consultant în resurse umane și am ființat una din companiile de consultanță pe zona de learning and development, care se menține de peste 20 de ani în România în top 10. Deci ea însă și o femeie de succes și foarte apreciată ca profesionist de foarte mulți dintre noi. Bine ai venit, Madi! Mulțumesc, Cristina, pentru invitație și pentru introducerea aceasta atât de onorantă. Mulțumesc! Ești un model pentru mulți dintre noi, inclusiv pentru mine, pentru că e extraordinar ce ai realizat tu și cât de mulți oameni susții și în drum și ghidezi, fie prin traininguri, fie prin coaching, fie prin consultanță, multe femei lideri pe care le-ai susținut și poate că o parte chiar îți datorează într-o oarecare măsură abilitățile și le-au mai șlefuit împreună cu tine și cred că ești una dintre persoanele potrivite să ne înveți câte ceva despre leadership, reziliență, mai ales în aceste momente atât de dificile pe care le traversăm acum și abia aștept să mai aflu câte ceva de la tine. Aștept întrebările tale, Cristina. Ce te-a ajutat pe tine, în primul rând, în momentele dificile din viața ta? Ce ți-a dat ție puterea de a trece mai departe și de a reuși să te confrunți cu diferite probleme care au apărut, fie profesionale, fie personale? Acum, vezi, pare un moment potrivit să vorbim despre asta, pentru că urmele luni, deși n-am avut, să zic așa, de suferit pierderea cuiva sau îmbolnăvirea cuiva, par aceste trei luni intense și dificile pentru noi toți, pentru că ni s-a dat viața peste cap și acum putem avea tendința să ne raportăm foarte mult la aceste trei luni, însă reziliența, pentru că ai menționat această caracteristică atât de dorită, da, pentru orice om, nu numai dacă ești în business sau antreprenor sau conduci o companie, în general oamenii au nevoie să aibă rezistență emoțională și mentală, pentru că asta de fapt înseamnă reziliență. Și alături de acestea și rezistență fizică, pentru că ne obosesc perioadele astea grele și perioadele de schimbări. Însă reziliența aceasta este mai degrabă o abilitate în care noi investim pentru viitor. Și de ce spun asta? Și eu am avut momentele mele grele în viață, și profesionale și personale, cum spuneai, dar în momentele acelea nu te gândești prea mult, sau eu personal nu mă gândesc prea mult, încerc să găsesc soluția de moment și să trec mai departe și mă ajută mult și faptul că în general sunt o persoană care caută să fie optimistă și pozitivă. Nu sunt întotdeauna optimistă și pozitivă. Am multă putere de muncă și atunci mă apuc de treabă și nu stau prea mult pe gânduri. Însă învățăm ce putem din experiențele trecute ca să ne pregătim pentru viitor. Acum, cum învăț eu din experiențele mele trecute? Nu știu, cred că mai degrabă mă desprind destul de repede de experiențele grele prin care am trecut și îmi iau repede lecțiile și mă duc mai departe.
Poate că sunt mai degrabă atrasă de prezent și de viitor decât de ce s-a întâmplat în trecut, însă vârsta mi-a arătat că e bine să stărui un pic și în reflexie apropo de ce a fost acolo pentru tine și ce s-a întâmplat acolo și chiar a venit evenimentul ăla neplăcut sau dificil peste tine, sau ai contribuit și tu puțin la creația lui și cum te-ai putea pregăti mai bine data viitoare. Deci, reziliența asta este ca un capital în care trebuie tot timpul să investești și să fii conștient de el și să-ți menții anumite discipline, de la disciplina fizică până la disciplina de a gândi într-un anumit fel, da? De a încerca să te repoziționezi, să rămâi pozitiv. E un întreg complex de factori. Cred că n-am ajuns acolo în punctul ăla ideal și eu mai am multe de construit și de învățat din asta. Când spui disciplină fizică, mai exact la ce te referi? Mă refer la faptul că, uite, aceste 3 luni ne dau foarte multe lecții despre felul în care fiecare dintre noi am reușit să ne menținem în formă. Nu e de colo să te simți bine, adică să te simți bine fizic. Mai ales când ai tot felul de constrângeri, da? Lucrezi, de exemplu, acum de acasă, nu e spațiul tău de birou, stăm foarte mult online. Mi s-au modificat foarte multe obiceiuri. Câteodată ne simțim singuri, ne lipsesc colegii, mie îmi lipsesc colegii, da? Chiar dacă munca mea e în general la clienți, oricum nu vedeam colegele prea des. Dar chiar și așa, știam că pot fi acolo dacă am nevoie de ele. Acum, în perioada asta, toate lucrurile. Ești obosit în mod obișnuit. Și atunci disciplina asta fizică devine mai importantă în momente grele. Da? Nu numai în perioade de lucruri de acasă, chiar dacă, să zicem, ai un eveniment dramatic în familie sau perioade foarte stresante la birou, ai nevoie să-ți încarci bateriile, ai nevoie să faci un pic de mișcare. Totuși, disciplina asta e greu de menținut dacă nu ai un pic de voință și dacă nu pui energie acolo. Ce anume faci tu mai concret ca să-ți ții bateriile încărcate și să te ții în formă? Măi, Cristina, a fost foarte dificil pentru mine în perioada asta pentru că eu obișnuiam să înot și n-am putut să înot, Evident. da, în mod evident. Am mai ieșit cu bicicleta cât s-a putut și asta e o activitate care îți încarcă și plămânii de oxigen. Și mai lucrez în grădină, deci sunt unul dintre cei dăruiți, ca să zicem așa, am o mică grădină și asta mă încarcă extraordinar de mult. Altfel, dacă mă întreb dacă fac yoga sau cine știe ce exerciții fizice, nu, uite, la disciplina asta nu stau prea bine. Deci mi-aș putea crește reziliența dacă aș adăuga ceva aici. Vorbeai de prezența colegilor, de suportul emoțional pe care îl aveam și acum poate lipsește. Ce putem face cu ce îl putem înlocui sau cum, care ar fi. Am observat că unii s-au izolat foarte mult, deci cu toate că era, mă rog, impusă partea asta de nu ne puteam vedea, nici nu-i mai găseai la telefon, adică așa parcă au dispărut cumva și s-au retras foarte, foarte mult și chiar am fost surprinsă. Mă rog, e o reacție firescă, mai ales la introverți, să fie în burlogul personal și să-și caute resurse acolo. Cum simți tu această păstrare a relației la distanță? Ce ai recomanda? Cum vezi partea asta de a fi totuși împreună cu oamenii sau a fi singur?
Sunt două paliere aici. E în primul rând palierul personal. Eu, de exemplu, sunt o persoană care nu-i place să vorbească la telefon. Chiar și când lucrez, prefer comunicarea scurtă pe mail, deci nu sunt o mare vorbitoare la telefon. Pe de altă parte, această perioadă mi-a arătat că e stringent să vorbesc cu oamenii. Deci mi-am sunat prieteni, mi-am sunat colegi, am stat de vorbă cu colegele mele la telefon mult mai des. Sigur, ne-am organizat întâlnirile noastre Zoom, cum este și asta, aceasta de față. Am încercat să fim cu toții la un loc, să pur și simplu să ne vedem, pentru că munca noastră a continuat, repet, nu foarte diferit față de înainte de perioada de pandemie, și atunci ne vedeam destul de rar. Însă, acum a contat foarte mult. Sunt și oameni care se izolează și sunt tentată să înțeleg cumva. Pe de o parte, poate vine din personalitatea lor, că sunt în general oameni mai retrași. Pe de altă parte, ultimele 3 luni au fost pentru noi toți parcursul unei curbe a schimbării, adică dacă ne uităm puțin la felul în care evoluează energia personală într-o curbă a schimbării, după șocul inițial în care ai tendința de a vorbi cu alți oameni, de a încerca să afli ce li se întâmplă lor, cum sunt ei, cum percep și așa mai departe, este o scădere naturală de energie când încercăm să intrăm într-un nou mod de a face lucrurile, să ne găsim locul, să ne găsim noua rutină. Și în perioada asta am lucrat cu foarte multe echipe de manageri care majoritatea mi-au spus lucrul ăsta, că primele 2 săptămâni au fost cele mai dificile. Și au încercat în acele prime 2 săptămâni și rezonez cu ei pentru că și eu am trecut prin asta. Foarte multe sentimente confuze și conflictuale. Simți nevoia să vorbești cu oamenii, pe de altă parte simți nevoia să te retragi. Unele persoane au rămas poate o perioadă mai îndelungată în faza asta de retragere. Repet, poate vine din personalitatea lor, poate au găsit o nouă zonă de confort. Pentru că acum, când poate pericolul contaminării din pandemie totuși există, dar este ceva mai scăzut și am învățat să îi facem față și să ne luăm măsuri și să purtăm mască și așa mai departe, chiar și așa, iată că foarte mulți oameni nu doresc neapărat să iasă din noua stare de confort. Și atunci, după ce te-ai obișnuit totuși să lucrezi din mediul tău și să-ți formezi noi obiceiuri, apetența asta de a fi în contact cu oameni mai scade puțin. Deci, Deci, e cumva cumva, ceva cred de că primit. chiar ce să facem, Cristina, scuză-mă că mi-a venit gândul ăsta acum, poate ar fi bine să insistăm să-i căutăm, nu? Da, uneori depinde, dar am observat că, adică, și la mai multe persoane, o străinare cumva excesivă, fiind și foarte prinși în frică și anxietate. Și și-au construit așa, ca un zid, ca un turn de fildeș, din care nu mai, poate nici nu mai știau să iasă, sau poate chiar au picat în depresie și nu mai aveau resurse și energie să iasă. Și da, cred că trebuie să fim atenți unii la alții cumva și să ne mai susținem, pentru că poate fi extrem de dificil. Sunt oameni care se pierd în această solitudine, alții care poate își găsesc resurse și, dimpotrivă, capătă mai multă soliditate, mai multă consistență, se centrează mai mult, își definesc mai bine spațiul personal, poate pun granițele cu mai multă claritate pentru că înțeleg mai bine valoarea lor. Ai punctat foarte bine aici. Dacă stau să mă gândesc acum, repet, oamenii cu care eu am interacționat foarte mult în această perioadă, în afară de câțiva prieteni și colegele mele, sunt manageri în companii care la rândul lor conduc oameni și
atât ei înșiși, cât și oamenii care lucrează, au trecut prin toate etapele pe care tu le menționezi. Aici se dovedește valoarea echipei, da? Și aici spiritul de echipă în această perioadă a căpătat poate o dimensiune care nu era atât de vizibilă înainte, aceasta a solidarității. Adică, în mod cert, acum poate ne-am pus mult mai mult problema, care este, de exemplu, impactul profesiei asupra vieții private. Unii locuiesc singuri, alții au familie, unii au copii mici, alții au copii mari, alții n-au copii deloc. Care este impactul vieții personale, da? În sens invers asupra capacităților de a profesa ca și înainte. Cumva, spiritul de echipă, care cel puțin în corporații era legat foarte mult de felul în care ne ajutăm să ne atingem obiectivele, păstrează această nuanță, dar adaugă ceva ce poate, nu spun că nu exista înainte, că ar fi nedrept, dar nu era atât de vizibilă această solidaritate, da? Adică chiar și oameni care nu erau la serviciu în relații foarte apropiate, i-am auzit, am vorbit despre lucrurile astea și au pus problema să-și sune colegii și au pus problema să se întâlnească la morning coffee, virtual morning coffee și alte întâlniri de genul ăsta, mai englezite sau mai puțin englezite, dar oamenii și-au pus problema asta. Știu echipe care s-au organizat dimineața la ora 8 să-și facă gimnastica împreună, da? Deci, iată, disciplina de a se simți în formă. Sigur, cineva a avut inițiativa și restul au cuplat la ideea asta. Cred că asta e un câștig al acestei perioade, lăsând la o parte anxietatea inerentă pe care e imposibil să nu o ai. Da, eu am și eu doza mea de anxietate apropo de viitor, despre cum o să se întâmple lucrurile, despre cum o să ne reluăm viețile, business-urile. Ar fi, cum să spun, cred că ar fi îngrijorător să n-ai nicio doză de anxietate. Dar, cum spui, e important să nu rămâi acolo în groapa aia de potențial și în depresie. Și tu ești psiholog și cred că ne poți da tu o perspectivă mult mai profundă a faptului că, din câte știu eu, din depresie nu prea se iese singur. Da, Da, ai foarte nevoie de important, sprijin. Da. Ai nevoie de sprijin, emoțional al cuiva. Să ai vezi că nevoie de ceilalți sunt prieteni. interesați, că nu te-au uitat, că sunt alături de Da. tine, că le pasă, să nu fii singur în asta, da, contează mult. Absolut, absolut. Și colegi și prieteni și șeful tău e foarte important să arate că e preocupat de starea ta mentală și emoțională. Deci, iarăși, uite, ne ducem în altă direcție cu discuția, dar și ăsta cred că este un câștig al acestei perioade, pentru că leadership-ul a trebuit să se schimbe în timp real, da? Cu viteză accelerată. Cred că foarte mulți manageri au trecut prin dozele lor mari de anxietate apropo de pierderea controlului, da? Și e normal. Foarte mulți au trecut peste asta și s-au transformat și cred că astăzi, după 3 luni, sunt lideri mai buni. Alții poate s-au încărcat negativ și au avut de suferit în planul lor emoțional și mental. Însă, probabil că noțiunea de leadership după aceste 3 luni capătă conotații mult mai umane. Revenind la reziliență și din ce ar fi acum compusă, cum am putea să o înțelegem mai bine ca să o dezvoltăm cât mai bine și să înțelegem ce pot face să am și mai mult din această rezistență mentală, emoțională, Și oare ce îmi fizică. lipsește și Da. fizică, evident. Cristina, noi
Eu, în practica mea și colegii mei, ne uităm la reziliență ghidându-ne după un model. De ce este nevoie de un model? Pentru că în dezvoltarea personală credem că dacă oamenii Au pot niște repere clare. structura, exact, au niște repere, pot structura ce înseamnă această dezvoltare personală, care pare foarte ambiguă la un moment dat, da? Toată lumea își cere să te dezvolți personal. Ok, și ce să fac? Da? De unde să o apuc? Ascultă mai bine și cum să fac? Fii mai prezent. Ok, și cum să fac? Da? Deci în dezvoltarea personală există multă ambiguitate și atunci avem la nevoie de anumite modele și avem nevoie să-i sprijinim pe oameni să înțeleagă că, de fapt, suntem mai puternici dacă ne antrenăm anumite grupe de mușchi. Da? Și aici nu mă refer la mușchii aceia care se dezvoltă fizic. Mă refer la, de exemplu, la mușchiul ăsta de a fi conectat cu alți oameni. Da? Deci conectarea este una dintre abilitățile care ne ajută să fim mai rezilienți, mai rezistenți emoțional și mental. De ce? Pentru că dacă știi că te poți baza pe o echipă, dacă știi că te poți baza pe un grup de prieteni în care să ai încredere, care să-ți ofere sprijin, vei apela la ei și atunci, indiferent de cât de dificilă e situația prin care treci, știi că nu ești singur. Asta îți dă putere, da? Deci, capacitatea noastră de conectare e o abilitate. Capacitatea noastră de a ne păstra încrezători, de a avea speranță, da? Felul în care ne păstrăm speranța, încrederea în viitor, faptul că știm că există ceva posibil și pozitiv pentru noi acolo, este o abilitate care se antrenează. Cum? Prin a învăța să recadrăm problemele, cum spunem noi în coaching, da? Adică, mai pe românește, a ne antrena să vedem partea plină a paharului, oricât de puțin e în pahar, dar să o vedem, să reușim să vedem acea parte. Și să vedem că avem totuși un pahar cu apă, nu este un gol acolo, total. Da. Deci, mie îmi place să spun că trebuie să ne aducem aminte că nu poți să-ți potolești setea dintr-o sticlă goală. Da. Deci, dacă ai nevoie, caută acel ceva care există pentru tine acolo. Dar asta este speranța. E o abilitate de reziliență. O altă abilitate de reziliență este capacitatea noastră de a acționa cu hotărâre. Sunt momente în care nu poți avea toate informațiile posibile, nu poți avea toate datele posibile. Deci, e nevoie și să-ți asumi un pic de risc, să iei decizii, să mergi înainte, să înveți din mers, da? Asta e în strânsă legătură cu o altă abilitate care se numește adaptabilitate sau versatilitate. De fapt, ce înseamnă asta? Într-o situație care pentru noi este ambiguă, pe care nu știm să o citim, da? Nu știm să înțelegem consecințele. Ok, ce o să faci? Rămâi blocat acolo? Sau încerci să te gândești la opțiuni și la soluții variate? Și asta e o abilitate. Dar cred că cea mai importantă abilitate pentru a fi rezilient este să ai un scop și un sens pentru viața ta și pentru munca ta. Da. Pe care doar tu ți-l poți formula, doar tu îl găsești, ține în foarte mare măsură de tine. E ceva foarte personal. Nu ți-l pune managerul în brațe. Managerul îți dă Absolut. task-uri, îți dă lucruri de îndeplinit, dar scopul Da. e foarte important să vină din această interogare personală foarte profundă și o înțelegere a E... valorilor personale. Aici este cheia, pentru că scopul și sensul pe care îl dăm vieții și muncii noastre este foarte mult legat de contribuție, da? De contribuția pe care vrei să o aduci. Acum, noi trăim într-o societate în care, dacă ne uităm pe stradă așa și citim știri și ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru, din păcate, constatăm că sunt destul de puțini oamenii care sunt reflectivi în privința scopului și contribuției lor. Și
Aici ar fi o muncă de dur și o responsabilitate a celor care conduc oameni să încerce să le arate că fiecare contribuție contează, că munca noastră a fiecăruia are un impact care poate să fie bun asupra celor din jur, că are utilitate, că ne putem lua din muncă nu numai niște bani, ci putem să luăm de acolo ceva care să aibă semnificație, da? Mă face să mă simt bine, mă face să mă simt util, să mă simt important. În felul ăsta simți că ai mai multă putere, nu? Simți că ai mai mult impact, simți că ești cineva, contezi, da? Asta cred că e o reflecție obligatorie astăzi. Care e scopul meu pe termen lung? Ce vreau eu să fac cu viața mea? Care e sensul pe care vreau să-l dau? Da. Și cum mă poziționez în relație cu ceilalți și interacționează scopul ăsta al meu cu cel de grup, cu mediul, cu contextul în care sunt? Că... Da. Și asta e foarte important, să înțeleg cât mai clar unde sunt, ce resurse am aici și... ce pot face cu ceea ce am și dacă nu mă simt împlinit aici, poate să schimb contextul eventual și să văd care e cel mai bun context în care să se poată găsi această împlinire personală. Și, da, și aici depinde cu cine vorbești, desigur, dar poți avea foarte multe contraargumente. Da? Adică oamenii în general pot alege la un moment dat să nu vadă un sens sau un scop mai înalt în munca lor. E o alegere și asta. Când te gândești că sistemul de învățământ ar trebui să pregătească oameni capabili să pornească în viață căutând ceva care să-i facă împliniți și fericiți, am putea deveni foarte pesimiști apropo de evoluția noastră în a ne găsi acest scop. De asta iar mă întorc la ce am trăit eu în aceste 3 luni. Fiecare dintre noi ajungem să intrăm într-un colectiv după ce terminăm școala. Așa cum e imperfectă, își face datoria pe care știe să-și o facă, dar locul de muncă, mediul în care îți desfășori activitatea în fiecare zi, devine mult, mult, mult mai important în legătură cu acest scop în viață și acest sens în viață. Și aici oamenii suferă un prim dezechilibru, pentru că dacă nu s-au gândit ei în mod autonom la ce vor să facă cu viața lor, în momentul în care ajung la un loc de muncă, au sentimentul și percepția că cele două, viața și munca, practic, sunt pe 2 drumuri paralele. Și de aici multe frustrări, nemulțumiri foarte și chiar inconștiență, neimplicare, da. Foarte și multe. Și sentimentul acesta, dacă nu există echilibru între muncă și viață, și bine că s-a mai terminat o săptămână, da, și nu mai muncesc, când de fapt e extrem de important să dai un sens la ceea ce faci. Pentru că cele 10, 11, 12 ore până la urmă pe zi, dacă pui și traficul la un loc cu munca ta, le petreci mai degrabă în mediul în care îți găsești sensul și contribuția decât în afara acestui mediu. Da? Și atunci, apropo de reziliență, când ne gândim la un scop și un sens în viață, ce pot eu, dacă îmi permit așa să fac o recomandare, este ca întotdeauna să ne uităm la cele două în paralel. Ca și cum am avea 2 fructe în cele 2 mâini. Adică încearcă să te bucuri și să te înfrunți din amândouă. Da? Când îți pui obiective, pune-ți obiective în legătură cu amândouă și vezi cum se sprijină unul pe celălalt. Da? Dacă îți pui un obiectiv legat de viață, întreabă-te cum mă va ajuta munca mea să-mi ating acest obiectiv. Dacă îți pui un obiectiv legat de carieră, întreabă-te și cum va influența asta viața mea personală și obiectivele mele personale. Și în felul ăsta, mergând mână în mână, cele două,
simți că nu te irosești, simți că ești puternic, simți că poți face față și situațiilor dificile de acasă și situațiilor dificile de la birou și schimbărilor, uite, în situații în care nu avem niciun control și așa mai departe. Mi se pare foarte important ceva ce ai spus apropo de cum ai făcut tu față unor momente dificile din viața ta, nerămânând foarte mult acolo și continuând să faci ceva diferit, căutând să te reinventezi, căutând să intri în acțiune, să nu rămâi acolo unde clar nu era bine. Și asta este o atitudine de viață foarte importantă, pentru că mulți oameni, din păcate, e poate și o chestie un pic învățată cultural, tind să se identifice cu eșecul și să spună inclusiv eticheta sunt un ratat, adică duc o pierdere sau o nereușită de moment la nivel de identitate. Și devin foarte critici cu ei înșiși, da. Și se dărâmă singuri, adică de la temelie cumva își taie accesul la resursele personale, la puterea personală, la cine sunt cu adevărat, identificându-se cu niște evenimente exterioare care poate au venit peste ei sau poate a fost și o greșeală personală undeva, poate o greșeală de alegere, de înțelegere, de decizie, dar chiar dacă e... Și greșelile sunt inerente vieții până la urmă. A te autoacuza foarte mult și a rămâne în spațiul ăla de blam și de nereușită și sentimentul ăsta că ești un ratat, asociat și cu o credință de genul ăsta, să zici așa ceva, evident că e foarte neconstructiv și nu construiești această reziliență, dimpotrivă. E una dintre sursele principale de a continua într-o stare care să-ți facă rău. Acum aș felia un pic nuanțele astea legate de a nu rămâne blocat în eșecul tău. Un lucru pe care l-am auzit, l-am deprins de la unul dintre mentorii mei în formarea mea de coaching și ulterior am început să-l aplic. M-a surprins prima dată când am auzit lucrul ăsta. Și ca să formulez exact, unul dintre mentori spunea în felul următor: practic noi nu învățăm din experiențele noastre. Și aici a apărut surpriza mea. Da. Cum? Toată lumea îți spune, trebuie să înveți din greșeli, trebuie să înveți eventual dacă ești deștept din greșelile altora și așa mai departe. Și spune nu. Noi învățăm din reflecțiile noastre asupra experiențelor noastre. Da, e o nuanță importantă, într-adevăr. Este o nuanță extrem de importantă, pentru că, într-adevăr, dacă am învățat din experiențe, fie ele bune, fie ele rele, ar fi probabil suficient că experiență în sine. Da. Și nu mai repeta. Clar, într-adevăr, sunt mulți oameni și poate chiar noi am avut momente, am repetat, am trecut prin aceeași chestie, nu ne-am luat lecția pentru că a lipsit reflecția. Exact. Și în momentul în care ți se întâmplă lucruri în mod repetat, eventual faci greșeli sau primești același feedback sau vezi că stăruiești în a încerca lucruri și nu-ți ies, ăsta este momentul în care intri ca într-un cerc vicios și încep să te autosabotezi, da? Și încep să-ți spui că eu nu sunt stare, că mie nu mi se va întâmpla, că alții fac și dreg și pot și eu nu pot și așa mai departe. Simpla reflecție de a te opri pe moment și de a spune ok, asta a mers, asta n-a mers, practic sunt work in progress, cum se zice, hai să mă uit mai degrabă ce am reușit și ce nu mi-a ieșit și să reflectez puțin la posibilitatea de a păstra, de a construi pe ceea ce am deja și de a schimba pe aici, pe acolo, în așa fel încât să obțin un rezultat mai bun. Deci e plecatul din locul ăla și a te reorienta imediat către o nouă acțiune și către viitor, ceea ce eu spun că fac, sunt foarte importante.
dar numai după ce stai un pic pe loc acolo, stai în dificultatea ta, da? Simt-o, uită-te cumva din exterior la ea, încearcă să analizezi ce e acolo pentru tine și mergi mai departe. Mergi mai departe, pentru că deja în momentul ăla viitorul se întâmplă, da? Reflecția este cea care lipsește. Și de asta în reziliență, de exemplu, reflecția asta vine fie din interior, pentru că alegi să o faci, fie cu ajutorul acelui grup de sprijin pe care îl ai, că-s colegii tăi sau prietenii tăi sau familia ta. Da? Și care dacă au... nu-l ai, e musai să-l dezvolți cumva, da. Să ți-l formezi. Să cauți acei oameni și să-i implici într-un astfel de demers suportiv, că poate și ei sunt lipsiți de suport și nimeni nu știe, dar măcar tu când ai aflat, haideți să lucrăm cumva împreună, haideți să facem ceva și la nivel de familie. Familii care nu se adună împreună, poate nici nu mănâncă împreună, sunt atât de ocupați cu munca, cu diverse treburi, că nu, și nu-și oferă, chiar dacă sunt împreună, aceste momente de reflexie împreună. În care să, haideți să vedem cum ne-a fost, ce putem face mai bine. Adică reflecția asta, inclusiv la nivel de grup, cred că e importantă, ca lecții de grup. Ca... Da, uite, aici ai menționat ceva foarte important. Iarăși, mă leg de munca mea și de oamenii pe care îi întâlnesc. Multe din întâlnirile acestei perioade au fost despre noi discipline pe care ar trebui să le introducem în felul în care lucrăm împreună. Adică dacă eram înainte la birou împreună și, nu știu, aveam ședințe recurente sau nu făceam niciun fel de ședințe pentru că eram toți la un loc într-un birou mic și n-are niciun sens să te structurezi și să ai o discuție sub formă de ședință. Sau, de exemplu, n-are niciun sens să avem discuții unul la unul între manager și fiecare om din echipa lui, pentru că oricum suntem o echipă mică și ne vedem tot timpul și lucrurile se întâmplă în timp real, da? E, perioada asta ne-a arătat că la nivelul echipelor e nevoie să facem niște alegeri conștiente de a fi în contact și de a vorbi despre noi înșine și despre ce simțim și cum gândim și cum ne raportăm la situații, pentru că distanța a scos în evidență foarte multe diferențe între noi despre cum ne raportăm la diferite situații și cum facem față. Și vrând nevrând chiar am avut timpul de reflexie, pentru că asta e, a apărut. Și de reflexie și de reflexie, pentru că practic reflexiile tale sunt valoroase, însă la un moment dat ele se cer a fi împărtășite. Și atunci în cei cu care stai de vorbă, te reflectezi ca într-o oglindă. Deci ambele variante sunt valabile, da. Da, și să ne uităm și în oglinda asta oferită de ceilalți, că e destul de valoroasă și de multe ori ne poate oferi resurse. Și eu mai recomand celor care lucrez să ceară feedback celor din jur, inclusiv apropo de cum îi văd, ce calități văd în ei, pentru că sunt multe persoane care suferă de autocritică, perfecționism și sunt mult prea exigenți cu ei, ceea ce le poate scădea stima de sine și nu se percep corect pe ei înșiși, se judecă foarte aspru. Și când cer feedback-ul celorlalți, de multe ori au surprize plăcute, pentru că ceilalți pot fi mult mai buni cu ei decât sunt ei înșiși cu propria persoană și îi pot ajuta să vadă poate puncte oarbe și în rău și în bine, ca să zic așa, rău. E vorba doar de acele zone de dezvoltat în sensul ăsta, dar le văd în altă lumină, le reliefează în alt fel și, într-adevăr, reflexia asta din ochii celuilalt e foarte, poate fi foarte valoroasă. Dacă știm să beneficiem de ea și să solicităm un feedback constructiv. Da. Că altfel și ce credem noi că ar crede alții despre noi e tot o proiecție a propriilor gânduri și impresii. Da, și... uite, apropo de reziliență, a înțelege felul în care gândești
face diferența. Numai că noi nu prea alocăm timp ca să ne interogăm modul de gândire. Ce presupuneri facem în anumite momente? Ce ipoteze facem? De la ce prejudecăți plecăm? Cu toții avem prejudecăți, cu toții facem presupuneri. Nu asta este problema, ci lipsa acelui moment de reflexie în care să stai să te gândești, ok, în situația asta, ce mi imaginez eu că se va întâmpla? Chiar așa oare se va întâmpla? Există toți factorii? Nu cumva proiecția mea nu prea îmi servește în momentul de față? Oare nu sunt mult prea pesimist sau nerealist de optimist? Da? Cum aș putea adăuga puțin mai mult realism gândirii mele? Da? În ce unghiuri ar trebui să mă uit? Cu cine aș putea să mă consult? De la cine aș putea cere o altă părere, o altă perspectivă? Da? Ce mă face să gândesc în felul ăsta? Adică, ok, sunt pesimist, acum ce să fac? Păi pot să fac, în primul rând, să mă gândesc ce anume mă face pesimist în această situație. Da. Și încă o dată, cu toții avem momentele noastre de cădere. Adică, de exemplu, primele mele 2, 3, 4 săptămâni în perioada asta au fost turate la maxim. Deci nu am dat decât mesaje de subîncredere, de liniște, de calm. Vom ieși cu toții împreună din chestia asta. Mi-am făcut socoteli, am luat tot managementul financiar la mână, am discutat cu toți clienții. Da, deci am avut energia aia, da? După care obosești un pic. Obosești, pentru că pur și simplu te supui unei schimbări majore pe care o iei din mers, îți propui să faci față cât mai bine, îți propui să ții oamenii la capacitate și cât mai motivați și obosești. Și dacă nu realizezi ce te obosește, dacă nu realizezi cu cine te-ai putea sfătui, cu cine ai putea împărtăși lucrurile astea, dacă n-ai capacitatea asta de a spune ok, stai că ți-ai turat motoarele, da, acum lasă-o un pic mai încet și până la urmă tot ce se întâmplă în jur e complet în afara controlului tău, da? Nu mai forța ieșire pe peșteră împingând-ne pereți. Mie îmi place foarte mult vorba asta, da? Mai bine caută o brichetă, da? Caută ieșirea acolo unde este. Trebuie să sesizezi momentul în care oboseala asta începe să spună cuvântul și momentul în care începi să pierzi din forță și din optimism. Da? Și să nu te judeci prea greu. Până la urmă, e normal să avem o anumită doză de anxietate și de îngrijorare. Nu știm cât se prelungește, cum vor arăta lucrurile, cum va fi economia. Cum mă reinventez? Eu personal, în 30 de ani de industrie de training și dezvoltare, am trecut prin diverse faze de reinventare. Ok, în ce să mă mai reinventez? Da? Cum pot să fac față cel mai bine în zona asta de virtual, în care se schimbă regulile jocului? Da? Deci, bef, ca să zic așa, mesajul este: cu toții trecem prin perioadele astea și prin curbele astea de adaptare. E bine și să fim îngăduitori cu noi înșine, să nu forțăm prea mult și, în același timp, e extrem de recomandat să reflectăm și să căutăm ce e pozitiv și posibil. Da? Pentru că ce e pozitiv și posibil ne va duce mai departe. Mulțumim mult de tot, Abby, pentru toate aceste clarificări și recomandări și această perspectivă foarte constructivă și pentru modelul pe care îl oferi prin tot ceea ce faci. Mi s-a scurs deja timpul alocat emisiunii și le reamintesc celor care ne urmăresc că mai multe resurse și surprize găsesc în paginile revistei Psihologii,
la care se pot abona în această perioadă, beneficiind de o minunată agendă personalizată, care poate fi un ghid foarte bun pe această cale a dezvoltării personale și a cunoașterii de sine. Și vă aștept să ne revedem joia viitoare la 4:30 cu alți invitați valoroși care să ne aducă alte perspective, care să contribuie la starea noastră de mulțumire, împlinire, echilibru, astfel încât să avem o viață cât mai bună noi toți. La revedere!